Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. Astăzi vreau să ne uităm peste principalele idei din cartea Cum se fac banii de Remit Sethi. Acesta a scris cartea I Will Teach You To Be Rich. Le avem aici pe ambele și cumva tradus în română este un pic mai dubios cum se fac banii. Dar acesta explică destul de interesant de fapt ce să facem și cum să devenim bogați. În primul rând, el are o altfel de gândire față de restul. Cel puțin mie așa mi se pare. Și o să vedem în principalele lui idei, de fapt, cum putem noi să devenim bogați. Și prima parte importantă ar fi ce este de fapt pentru tine bogăția și cum vezi tu de fapt bogăția. El explică în această carte că pentru el prima dată însemna să fie bogat dacă putea să meargă și să mănânce un antreu oricând ieșea în oraș, da? Pentru că el în copilărie nu și-a permis să facă asta, tot timpul când ieșea cu familia și părinții lui îl scoteau la masă, nu-și comandau niciodată un aperitiv, da? Pentru că efectiv nu aveau bani. Și pentru el a însemnat bogăția să-și poată cumpăra câte își dorea el, da? Pentru că a avut o astfel de sechelă, să spunem așa, din copilărie și pentru el însemna să fii bogat dacă tu puteai să-ți comanzi tot timpul un antreu, da? La începutul mesei, fără să te uiți la bani, da? Deci trebuie să înțelegem pentru fiecare dintre noi ce înseamnă de fapt bogăția. Tot el spune că pentru fiecare dintre noi bogăția este diferită. Pentru unii poate o bogăție înseamnă să poți să-ți duci tot timpul copiii la școală sau să-ți cumpere o haină de $1000 dacă pe tine asta te face fericit. Dar există foarte multe zone de bogăție pentru fiecare dintre noi. Pentru că în realitate banii de fapt sunt o parte destul de mică prin care noi putem să fim bogați. Nu trebuie neapărat să cheltuim sume extrem de mari ca noi să ne simțim bogați în realitate. Exact cum a fost cazul lui, nu putea să-și cumpere un starter pentru că nu își permiteau, da? Și odată ce a fost în stare să-și cumpere tot timpul, deja pentru el însemna bogăție. Și aia nu însemna să cheltuie sume foarte, foarte mari, dar asta îl făcea pe el fericit. La fel cum poate pentru unii dintre noi este fericire și bogăție să călătorim 2-3 luni pe an, pentru care poate strângem în restul anului, doar că atâta timp cât pe noi ne face fericiți și ne simțim bogați în realitate și că trăim viața, este foarte, foarte bine să o facem și să tindem spre acel obiectiv. El ce ne mai explică este că trebuie să fim bogați astăzi și bogați și mâine, da? Trebuie să înțelegem de fapt ce ne dorim de la această viață și să începem deja să trăim, da? Pentru că banii sunt aici să-i cheltuim în realitate, dar trebuie să înțelegem de fapt ce ne face pe noi foarte fericiți. Pentru că trebuie să ne organizăm cât de mult posibil pentru a nu cheltui peste tot bani în neștire, să spun așa, trebuie cumva să ne canalizăm pe ceea ce este cel mai important pentru noi. Dar ca să înțelegem de fapt cum putem noi să devenim bogați, trebuie să ne gândim de fapt cum ar arăta cel mai bun an al nostru, cea mai bună lună și chiar cea mai bună zi de vineri, de exemplu, pentru că este foarte, foarte important să vizualizăm, da, vedem peste tot aceste lucruri, cum noi trebuie să ne gândim și să vizualizăm ceea ce ne dorim și tot în această vizualizare trebuie să ne gândim de fapt cum putem să ne folosim banii și cam de câți avem nevoie pentru a ajunge acolo. Și nu trebuie să fim doar că gata, vreau mai mulți bani, trebuie să înțelegem cum și ce ne dorim și de câți bani avem nevoie, cât de specific posibil. Și punctul 2, cel mai important, este că trebuie să înțelegem să cheltuim foarte mult pe ceea ce ne dorim și ne place și suntem foarte pasionați și ne face până la urmă să trăim viața aceea bogată, dar trebuie în același timp să reducem foarte mult din costurile care nu ne aduc așa de multă fericire. Trebuie să înțelegem că pentru tine, de exemplu, poate este mai important călătoritul și nu te prea interesează în ce apartament stai în chirie și atunci ai putea să stai într-o chirie, de exemplu, într-o garsonieră foarte ieftină pentru a putea să-ți strângi mai mulți bani pentru a călători, da? Și cumva trebuie să facem un echilibru în aceste două zone. Trebuie să cheltuim mai mulți bani pe ceea ce ne place și ceea ce ne dorim pentru a ne face viața până la urmă mai fericită și a deveni cumva bogați în zona asta, dar trebuie să reducem și foarte mult dintr-o altă zonă care, să spunem așa, este destul de costisitoare. El, de exemplu, își dorește foarte mult și să călătorească și face diverse lucruri, dar nu-l interesează de fapt în realitate deloc mașina. Chiar și acum, după ce probabil are câteva milioane de dolari,
conduce încă o mașină foarte, foarte modestă, pentru că pe el în realitate nu-l interesează deloc cu ce merge și cu ce se deplasează și cumva încearcă să reducă cât de mult acolo, da? Pentru că nu este pasionat de mașini și nu-l ajută de fapt în realitate pe el cu nimic să dețină o mașină mai scumpă și atunci poate să își redirecționeze banii către oricare altă zonă. Pe urmă, încă un lucru important pentru el este să cheltuim conștiincios. Trebuie să înțelegem de fapt ca noi să devenim bogați atât astăzi cât și în viitor, trebuie să înțelegem și să facem o legătură între lucrurile care pe noi ne pasionează foarte mult, și anume călătoritul de exemplu, și pe lângă asta trebuie să vedem unde mai putem reduce bani dintr-o zonă care pe noi nu ne pasionează deloc. Și trebuie cumva să gândim și ce facem cu restul banilor. El recomandă ca pentru cheltuielile fixe să avem un 60% din bugetul nostru, de exemplu chirie, transport și orice ține de alimentație, sport și zona de sănătate, iar cu restul 40%, 15% să se ducă în zona de investiții și restul de 25% să trăim viața noastră bogată de astăzi cât și în viitor. Și cu acei 15% din investiții să setăm un pilot automat care să investească pe termen lung, dar asta o să vedem imediat de fapt și ce înseamnă. Apoi încă un lucru este foarte important, acela de a cheltui, după cum am spus deja, cel mai mult în zona care pe tine te face fericit în momentul de față. Cu acei 25% trebuie să vedem de fapt cum putem să-i cheltuim pentru a ne aduce cea mai mare plăcere în viață, da? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că suntem diferiți și trebuie să vedem fiecare în parte ce te face pe tine fericit în realitate și acolo poți să mărești un pic volumul de cheltuieli pentru a reuși cumva să fii tu mai împăcat cu tine și să trăiești o viață fericită, da? Pe termen lung. Apoi, ideea cu numărul 3 la el este următoarea. Există tot timpul o limită la câți bani putem să cheltuim. Niciodată nu o să putem trece sub pragul 0, pentru că o să avem tot timpul nevoie de hrană, un acoperiș deasupra capului și orice alte cheltuieli din zona asta. Și atunci cumva cât putem noi să strângem și să cheltuim cât mai puțin este limitat. Și atunci ceea ce cheltuim noi este cumva limitat. Nu o să putem niciodată să scădem foarte, foarte mult. Dar în schimb avem o zonă nelimitată de a câștiga bani. În momentul de față pentru noi nu există nici măcar o limită prin a câștiga bani. Putem tot timpul să câștigăm mai mult în viitor, da, și să facem ceva pentru a genera mai mulți bani. Și odată ce facem asta, trebuie să vedem dacă avem credite pe care noi trebuie să le plătim și dacă da, să le plătim pe acestea. Trebuie să ne ducem în zona de cheltuieli fixe cu 60% din venitul pe care noi îl încasăm, pentru că în felul acesta pe noi ne ajută să avem acei 25% pentru zona noastră de a cheltui fără grijă, să spunem așa, și pe lângă să mai avem încă 15% care se duc în zona de investiții. Cumva acest remit SETI este ghidat pe a trăi cumva bine viața și în același timp să investești pe termen lung, dar să te bucuri de ceea ce îți place ție cel mai mult. Și de asta ne recomandă să începem să câștigăm mai mult pentru a ajunge în zona de 60% cu venitul care se îndreaptă spre cheltuielile fixe, tot ce ține de îmbrăcăminte, locuință și absolut tot de cheltuielile vitale, să spunem așa, 25% pe zona de dorințe, ce ne face pe noi fericiți în momentul de față și ne face să ne simțim bogați, și pe urmă încă 15% care trebuie să meargă în zona de investiții. Și clar, dacă noi vrem să câștigăm mai mulți bani, dacă suntem în momentul de față angajați, trebuie să ne negociem salariul în cazul în care putem, da, nu trebuie să mergi direct și să spui că vrei mai mulți bani, trebuie un pic să analizezi ce poți face tu mai mult sau mai bine pentru companie sau dacă poți cumva să promovezi pentru a reuși să câștigi mai mulți bani. Dacă nu reușești să faci asta, trebuie poate să-ți schimbi locul de muncă în cazul în care ceea ce faci tu este subevaluat la compania ta și poate o să găsești în altă parte oameni care o să-ți plătească mai mult pe exact același serviciu. Dar pe lângă asta, tot timpul va trebui să începem încă o zonă de venit. Trebuie să începi ceva personal, trebuie să începi să faci niște bani pe cont propriu pentru a reuși cumva să dezvolți o pasiune pentru acel lucru și de ce nu să câștigi mai mulți bani decât câștigi în momentul de față la jobul tău. Ei bine, după ce reușim cumva să generăm mai mult și să ajungem în zona aceea de 60, 25 și 15%,
trebuie în realitate să investim. El ne recomandă să investim în zona de acțiuni pe termen lung și să fie o zonă destul de plictisitoare de investiții. Nu trebuie să fim tot timpul acolo pe tranzacții, ci trebuie să investim pe termen lung. Cum a spus și el, există și funcționează doar investițiile pe termen lung. Nu doar acelea, dar pentru majoritatea lumii acelea sunt cele mai bune. Da? Dacă o să intre în tranzacții, multă lume o să piardă și atunci o să-și piardă din procentele de câștig. Da? Și în felul acesta el recomandă să mergem tot timpul pe investiții pasive, pentru că în felul acesta se creează averea pe termen lung și dacă noi reușim să aducem cumva un echilibru în zona de cheltuieli, acei 25%, în așa fel încât să ne simțim bogați, o să putem construi și pe termen lung o avere personală în zona de investiții. Apoi, încă un lucru și cel mai important după mine este să ne focusăm pe câștigurile mari. Trebuie să înțelegem că acea cafea de 7-8 lei pe zi, dacă pe tine te face fericit, poți să o cumperi, da? Nu o să-ți fie afectată averea dacă o să bei o cafea în fiecare zi cu 7-10 lei sau cât este. Noi, în schimb, trebuie să ne gândim pe cât putem noi de mult să câștigăm. De exemplu, nu trebuie să ne gândim la o cafea de 10 lei sau o decizie de 10 lei, ci trebuie să ne gândim la o decizie și o oportunitate de 10.000 de euro. Dacă noi o să reușim cumva să facem o oportunitate și să rezolvăm ceva în piață pentru a câștiga 10.000 de euro, ei bine, acea cafea la 10 lei nici nu mai contează, da, nici nu mai există și atunci cumva pentru noi este foarte, foarte bine și nu o să ne mai pese de acea cafea de 10 lei, dar trebuie să ne focusăm pe câștigurile mari și să înțelegem de fapt că printr-un job part-time sau o zonă pe care o faci tu în momentul de față pentru a mai câștiga niște bani, poți cumva să rezolvi anumite lucruri în piață pentru a câștiga foarte, foarte mulți bani și să nu ne mai concentrăm tot timpul pe sumele mici. Recunosc și eu mă focusam de foarte multe ori pe sumele mici, dar am înțeles că nu aceasta este de fapt ideea principală, dar la început m-a ajutat. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât realizez de fapt că trebuie să mă focusez pe a câștiga mai mulți bani. Sunt foarte curios dacă ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal. O să ai și linkul în descriere pentru această carte, dacă tu vrei să o achiziționezi și până data viitoare alege să-ți construiești viitorul.